Bună ziua, dragi prieteni, vă spune Mircea Goian, suntem la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vorbim despre parlamentarii hunedoreni, cum am obișnuit cu serialul nostru. L-am invitat în studio Capital TV din Deva pe domnul Lucian Heiuș, deputat PNL. Bine ați revenit, domnule deputat. Bună ziua, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii care ne urmăresc. Dumneavoastră sunteți așa prins în activitate, în viața politică, o viață politică care, iată, la început de an este foarte dinamică, plină de tot felul de evenimente. Da, sigur că ați început cu o conferință de presă, zic eu, importantă pentru opoziție, o conferință de presă în care ați prezentat Cartea Neagră a guvernului PSD-ALDE, da? 2017, un an pierdut pentru România. PSD dăunează grav românilor. Da, într-adevăr, Partidul Național Liberal prin acest document, și vedeți, este o carte care are peste 200 de pagini, de fapt luăm programul de guvernare aprobat de către Parlament și asumat de către PSD și am urmărit dacă s-a realizat sau nu s-a realizat din el. Din păcate, este un an dezastros, 2017, pentru România. Nu s-a realizat nimic, mai mult de atâta au avut schimbări în partea economică, codul fiscal a fost modificat de 261 de ori, deci practic putem spune într-un an, practic da. În fiecare zi lucrătoare a avut o modificare a codului fiscal, viața românilor nu s-a îmbunătățit deloc, nu s-a inaugurat niciun kilometru de autostradă, nu s-a făcut nicio școală nouă, nu s-a făcut niciun spital nou, s-au cheltuit banii doar pe ajutoare sociale, pe salarii nemeritate, investițiile din total PIB au fost la 2,2%, cel mai scăzut rit de investiții din ultimii 27 de ani, nici chiar când a fost criza economică. Nu a avut o asemenea nivel mic al investițiilor statului în economie. Deci, practic, noi spunem și ne asumăm ceea ce vorbim, că 2017 a fost un an pierdut pentru România. Cu toate că, să zic eu, măririle de salar nu au fost toate în 2017. Deci, în principiu, ar fi trebuit să rămână bani. Cu toate că, după statistica guvernamentală, avem o creștere economică de 7%. Una dintre cele mai mari, sau poate cea mai mare din Europa, dar eu întreb pe cei care ne urmăresc astăzi. Simt ei că viața lor s-a îmbunătățit cu 7%? Păi, sau nu? Este iarăși o minciună marca PSD-ALDE? Creșterea economică se bazează pe consum, am înțeles, nu? Creșterea economică, din păcate, eu nu am garanția că ea este exact de 7%. Este o creștere economică. Ea s-a datorat, în primul rând, cum spuneți dumneavoastră, consumului, dar consumul la ce a dus? Consumul a dus la creșterea prețurilor. Și aici vorbim de prețul la combustibil, care a crescut în primul rând datorită creșterii accizei, foamea de bani pe care o are guvernul PSD-ALDE a dus la mărirea accizei la carburant. Și dacă la începutul anului 2017 undeva litru de benzină de motorină era pe la 4,3, astăzi discutăm de 5,6 lei pe litru. Foarte, foarte mult pentru puterea noastră de cumpărare. Dacă și comparativ cu ce se întâmplă în Europa, nu? Și comparativ, vedeți, e o greșeală din punctul meu de vedere să compari în euro cât este un litru de, n-are importanță de ce, de benzină, să spunem, în Germania cu România, fără să faci raportare la câți litri de combustibil poate să cumpere un cetățean german pe salariul pe care îl are. Adică puterea de cumpărare. Puterea de cumpărare, da. Bineînțeles, că altfel vorbim numai să ne aflăm în treabă. Nu discut de creșterea prețului care a avut loc la pâine, la unt, la carne, la legume, la totul s-a scumpit. S-a scumpit energia electrică, s-a scumpit gazele, s-au scumpit lemnele de foc. Deci un an al scumpirilor, cei care au credite luate în lei, datorită creșterii roborului de la 0,4 la 2,15, ultima cotație, au dus la costuri din ce în ce mai mari ale creditării. Niciun element, din păcate, din ce s-a întâmplat în 2017, nu este un lucru bun pentru români. Chiar și acele creșteri mici de pensii, chiar și acele creșteri destul de semnificative de salarii, care erau corecte, ele toate au fost, de fapt, erodate de inflație, de creșterea prețurilor, în special la aceste produse de consum, fără de care nu putem trăi zi de zi. Vreau să mai dau un exemplu care apare și în Cartea Neagră a Guvernării.
S-au dat subvenții în agricultură de 3,5 miliarde de euro și noi importăm în continuare 70% din ceea ce mâncăm. Avem importul de peste 5 miliarde de euro de produse alimentare. Ceva nu este în regulă în politica agricolă a acestui guvern. În loc să încurajăm prin diverse metode ca într-adevăr producătorii agricoli să-și poată să-și vândă produsul lor, că toți ne-am dorit, și eu și dumneavoastră și cei care ne urmăresc, să mănânce un cartof românesc, să mănânce un măr românesc, să mănânce o carne românească, din păcate nu le găsim. Da, probabil că aici nu e numai, să zic eu, rolul și problema producătorilor, este întreg sistemul care... Este, mă rog, este de politic, discutăm da. De politica agricolă sigur. A unui guvern. Da, da, da. Adică, aici e problema de bază. Lucrurile nu rămân la nivelul producătorului. Propuziți industria din agricultură. În agricultură, normal, trebuie să funcționeze și pe verticală, nu? Adică și deci pe orizontală. Tu ca stat... Nu trebuie nici să lucrezi în locul omului, nici să faci afacere cu firme. Da. Tu trebuie să creezi piața pe care în cazul căreia producătorii să poată să dezvolte și să acționeze corect și concurențial unul față de celălalt. Foarte clar. Bun, vorbim despre buget, suntem la început de an. În această carte neagră a guvernării PSD aveți și o grafice referitoare la cum au evoluat bugetele din 2011, dar nu numai atât, ci cât și modul în care a fost construit, pe ce procent din PIB și este prezentat. Când vă referiți la construit pe venituri, să zicem 31,7% din PIB, mă referiți la ce? La puterea de colectare sau la ce? Sau... Bun, când se face un buget, sunt veniturile și cheltuielile. Da. Cele mai importante sunt veniturile fiscale, adică banii care se încasează din impozitele și taxele pe care le plătește fiecare român. Dacă vedeți pe o creștere economică de 7%, încasările bugetare în PIB sunt la 29, ceva. Când cele mai mari au fost în 2007 sau 2008, când au fost la 34% din PIB. Ceva nu este în regulă, ceva nu funcționează. Adică economia se dezvoltă din ceea ce spui tu, dar încasările tale din taxe, din impozite scad. Asta discutăm de venituri. Trebuie să discutăm la un buget foarte mult și de cheltuieli. Și v-am spus, deci din total... Din total cheltuielile ale bugetului, cheltuielile de capital, cele de investiții s-au cifrat la 2,2%, când cheltuielile cu salariile au fost aproape de 8%. Deci, în principiu, statul sau guvernul, când își concepe bugetul pe anul următor, face calculul sau mizează pe 29% sau 30%, nu? Da, el stabilește un procent de încasări în total PIB. De obicei se realizează că este o estimare, propriu-zis, nu? Da. Anul trecut ele s-au estimat. Estimarea a fost realizată, adică ANAF a încasat suma stabilită, dar suma stabilită, eu zic că nu a fost cea reală. Nu s-a lucrat deloc la reducerea evaziunii fiscale, care există și care are o pondere importantă. Păi 70% în situația asta, nu? În principiu. Este raportat la total PIB, nu la total cifre de afaceri a companiilor. Lucrurile sunt distincte, putem să amestecăm unele cu altele, dar o medie europeană, încasările, veniturile fiscale în PIB, în media europeană este la 42%. Noi suntem sub 30%. Da, mare de tot. Până și Bulgaria tinde spre 40%. Wow. Deci la noi este o mare problemă în acest domeniu. Ceva scârție. Ceva nu se corelează. Am înțeles. Vă rămânem tot la buget. Bugetul pe 2018, sunteți în Comisia de Buget Finanțe. Bugetul pe 2018, cum e? Care este echilibru? Cum îl vedeți? Este un buget tot al subdezvoltării. Tot sume mici alocate pentru investiții, sume mici de bani alocate pentru primării și pentru consiliile județene, și cum știți, la sfârșitul săptămânii trecute a fost aprobat atât bugetul Consiliului Județean, cât și bugetul municipiului Deva, și sunt niște bugete care nu
acoperă nevoile de dezvoltare ale județului în special. Chef, dacă vreți să vă spun mai mult de atâta, există foarte multe primării în județul Hunedoara care nu au la secțiunea, pentru că la primării, multă lume nu știe și de asta îmi permit un pic să vă explic, există două segmente. Este secțiunea de dezvoltare, unde sunt investițiile, și secțiunea de funcționare. La funcționare înseamnă că sumele salarii, necesare pentru salarii, căldură, utilități, curent, utilități, tot ceea ce înseamnă să funcționeze o primărie. Multe, multe primării de comune, este drept, nu au bani pentru 12 luni pentru funcționare. Asta este filozofia bugetară a guvernării PSD-ALDE pe 2018. Adică ideea care este? Legea prevede că poate să-și mărească salariile, dar nu s-a ținut cont de faptul că sunt în stare sau nu sunt în stare. Adică, până la urmă... Nu, legea i-a obligat să mărească salariile. A, chiar dar, e obligat. Bineînțeles, este o lege, trebuie să o pui în practică. Nu, poți să spui că nu vreau să-ți dau sau că nu. Dar nu numai aceste salarii, care erau mici. Păi vorbim de un primar care primea, nu știu, un primar de comun avea net undeva pe la 1700 de lei. Era de râsul lumii. Dar acum i-a crescut probabil pe la 3.000 de lei. Nu este mult, dar este cât de cât rezonabil. Problema este alta. Au fost transmise către primării o groază de alte sarcini, de alte obligații, dar niciodată ele nu au venit cu alocări de sume. Tendința a guvernului PSD-ALDE care este? Banii să fie luați la București, la aparatul central, ei să împartă banii discrețional după bunul rol plac, în loc să respecte principiul descentralizării și cheltuirii impozitelor acolo unde se produc. Toți banii se duc la București, pe aceea București îți dă înapoi acolo unde vrea el, crede, cum vrea el și pe ce criterii crede el. Și în general sunt criterii politice, cam asta e din concluzia. Păcate, din păcate nu există o împărțire obiectivă a acestor bani. Când lucrurile ar trebui să fie noi în Partidul Național Liberal, în Comisia de Buget Finanțe și în plen când s-a votat bugetul, ne-am luptat și am vrut ca 100% din impozitul pe venit de natură salarială să rămână la localitățile unde se produce acel impozit. Nu s-a vrut. Mai mult de atât, s-a creat o discrepanță incredibilă. La București s-a acceptat ca 55% din impozitul pe venit de natură salarială să rămână primăriei Bucureștiului, iar la restul țării, inclusiv la Deva, la Hunedoara, la Petroșani, la Șuimuș, la orice altă primărie din țara asta, primește doar 43% din el. De ce se face această discriminare între București și restul țării? Oare nu este Bucureștiul suficient de dezvoltat? Vă spun eu, care jumătate din săptămână stau la București, este foarte dezvoltat, sunt foarte mulți bani, numai să-i cheltuiască cu inteligență. Dar vor să aibă cât mai mulți bani ca să se poată fura cât mai mult. În loc ca banii aceia să fie direcționați spre țară, spre dezvoltarea întregii românei, ei interesează doar dezvoltarea Bucureștiului, pentru că ei acolo trăiesc, acolo își fac afacerile, acolo... Adică cele două României, dacă ajungi acolo, păi ești în altă țară. De multe ori când PSD-ul a lansat acea sintagmă cu statul paralel, prima dată am stat și m-am gândit, domnule, ce vor să spună oamenii ăștia? Dar haideți să vă spun, ei au dreptate. Există un stat paralel. Există statul PSD, și există în noi restul. Ba mai mult, apropo de primării, faptul că s-a scăzut impozitul pe venit de la 16% la 10%, înțeles că majoritatea au pierderi. Au, și că nu au se pierdere, compensează prin... Sigur, și noi de asta am cerut ca să fie crescută cota. Este în regulă că a scăzut un impozit. Da, e ok. E în regulă. Dar în același timp trebuie să crești cota din impozitul acela care rămâne primăriile, ca banii să fie la aceeași valoare ca și în anul precedent. Pentru că altfel creezi dezechilibre. Este normal că o primărie, nu știu, după 4 sau 5 luni de zile să nu-și mai poată plăti angajații, să nu mai poată să plătească curentul, iluminatul public. Nu este normal. E clar că, așa am înțeles, că unele vor intra în insolvență la un moment dat, nu? Doamne ferește, există și riscul ca pe sfârșitul anului anumite primării să nu-și poată achita obligațiile și există riscul să intre în insolvență, bineînțeles. Bun, acum, referitor la buget general, sigur că cei care își concep bugetul, sau, mă rog, primările în general se bazează pe taxe și impozite pe care le colectează, unii se bazează și pe atragerea de fonduri europene, intră tot în componența bugetului. Sigur, numai că intră la secțiunea de dezvoltare, numai că și aici au fost afectate tot primările din țară. De ce? Tu depui un proiect pe fonduri europene,
este declarat eligibil, adică poți să-l folosești, dar trebuie să ai o anumită cotă de cofinanțare. Deci tu trebuie să pui niște bani. Corect. Dacă ție ți-au tăiat bani din buget, nu ți-au alocat câți bani aveai nevoie, de unde să mai ai acea cotă de care ai nevoie ca să poți să atragi fondurile europene? Bun, și aici a fost scandalul acum 2 săptămâni, na? Consiliul Județean. Sigur, noi ca Partid Național Liberal am făcut un calcul aritmetic simplu, dar corect. 42% din populația județului este administrată de către primari liberali. Sumele care au fost alocate de către Consiliul Județean, care este condus de către PSD, către aceste comunități locale, a fost doar de 29%. Deci, practic, au furat, nu pe noi, au furat locuitorii acestor comunități de 13% sume. Și vorbim aici de vreo 1.300.000 de lei noi, deci 13 miliarde bani care ajutau pe primarii acestor comunități să cofinanțeze pentru a putea să absorbe acei bani europeni. Bine, lucrurile se pot aduce într-un alt, să zic, într-un mod mai popular, în ideea în care primarii liberali, nefiind în, să zic eu, zona de interes a PSD-ului, da, au fost vitregiți, da, prin această repartiție, sigur prin faptul că ei au fost vitregiți, lucrurile s-au repercutat asupra populației din comunitatea respectivă. Da, dumneavoastră ați explicat ca să fie mai așa, pe înțelesul poporului. Ați explicat mai corect decât mine ceea ce s-a întâmplat și mă bucur că faceți acest lucru și eu vă întreb, oare este normal așa ceva? Păi, este normal ca, nu știu, când o să ajungem noi la conducerea Consiliului Județean și o să ajungem sigur în 2020, să facem același lucru? Nu este normal și nu-l vom face. Pentru că trebuie să ne definim și să ne poziționăm clar față de aceste metode, chiar poate ușor mafiote, ale PSD-ului de a împărți banii și de a îi direcționa doar spre o clientelă politică agățată și încrâncată puternic în banul public. Da, în general, fondurile și aceste repartizări sunt folosite ca armă politică, în ideea în care favorizăm pe ai noștri și îi doborâm pe adversari. Nu, cam asta nu este normal. Când faci un buget al unui județ, al unui oraș, te gândești nu ce va fi peste o lună, peste două, trebuie să te gândești ce va fi peste 5 ani, peste 10 ani. Trebuie să ai clar o viziune, un plan de dezvoltare continuă acestei localități sau acestui județ. Și atunci nu poți să faci diferențieri. Îi dau la un primar mai mult, îi dau la un primar mai puțin, că ăla mi-e mai simpatic, că cu ăla am un alt interes. Direcționez banii spre anumite drumuri, pentru că acolo lucrează anumite firme, nu spre celelalte, pentru că acolo poate licitația a fost câștigată de o altă firmă care nu mi este mie prietenă. Nu se poate face așa ceva. Este total ilogic, incorrect și care nu duce la dezvoltarea unei zone și a unei țări. Și din păcate, de un an și două luni, azi, mâine, nu vedem decât același mod de lucru păgubos pentru România. Parcă acum câțiva ani, nu mulți, în urmă, repartiția se făcea de la ministerul prin Ministerul de Finanțe. Era o altă formulă de calcul care ținea cont și mie mi se pare că era foarte corectă. Ținea cont de suprafața, de intravilan, de numărul de locuitori, de venitul pe cap de locuitor, raportat la nivelul venitului mediu pe cap de locuitor a județului. Adică erau niște elemente în care nimeni nu putea să intervină. Nu, anul acesta, sumele, o parte din sume au venit direct stabilite de Ministerul de Finanțe, nimeni nu știe cum, efectiv s-a primit o anexă și spunea, la Balșa să primesc banii, la Orăștie banii, la Deva banii aia, și au fost cele aproape 120 de miliarde de lei vechi la dispoziția Consiliului Județean, care i-au împărțit efectiv pe criterii total arbitrare. Oricine pe care, dacă intri, spun, domnule, atât am ținut cont de toate programele de dezvoltare, de toate prioritățile, de tot ce este, nu s-a ținut cont de nimic. Și vă dau un exemplu cu primăria Șoimuș, care, din păcate, are cele mai mari datorii, cele mai mari arierate. Legea bugetului ce spune? Banii aceștia, cei 120 de miliarde de lei, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale pentru, și primul punct este achitarea datoriilor. Achitarea arieratelor, pentru a debloca sistemul. Deci și după aceea, și punctul 2, pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare. Pe primăria Șoimuș a primit, nu știu, 75.000 de lei, când are 3 milioane de lei datorii. Iar alte primării, Mărtineștiul, care, de exemplu, nu are nicio datorie, a primit 3 milioane de
de lei. 300 de mii. Și nici măcar taxe de, sau fonduri de cofinanțare, nu cred că au. Și fonduri de cofinanțare nu mai sunt, că nu mai sunt. Deci dacă vine cineva de la Consiliul Județean și spune că i-a împărțit corect, eu vă spun că nu i-a împărțit corect pentru că n-a respectat în primul rând legea. Păi da, foarte clar. Bun, și acum că discutăm, primăria Șoimuș ce soluție ar avea în situația datoriei? Din păcate, foarte puține. Conturile blocate, primarul face niște eforturi disperate de a funcționa, de a-și găsi soluțiile. Sperăm să găsim niște ca scheme să nu pot de ajutor. Rezolvate nici cu fonduri, cu alte fonduri, decât asta destinate pentru asemenea operațiuni. Exact, pentru achitarea acestor obligații, da. Da, e încurcată treaba. Și dar putea fi rezolvat acum. Corect. Și banii se întorceau, de fapt, înapoi în economie, achitându-se acele dariști. Ce se întâmplă? Și nu vreau să vorbesc de o primărie. Ce se întâmplă în general? O primărie poate să dea drum la niște lucrări. Se lucrează, dintr-un anumit motiv nu mai primește banii ca să poată să achite acele lucrări. Ele pot să fie pe fonduri europene, pot să fie pe fonduri guvernamentale. Se blochează sistemul. Nu blochezi numai primăria. Blochezi și agentul economic care a lucrat poate de 5, 10, 15 miliarde în speranța că peste o lună va primi banii. Foarte clar. Și blocând acea firmă, firma la rândul ei blochează pe alții pentru că ea s-a provizionat cu materie primă, cu materiale, cu tot felul de la diversi furnizori. Ajunge în situația, poate să nu-și plătească dările la stat. Dările la stat, nu, să nu-și plătească salariile angajaților, că oamenii au lucrat. Deci se creează un lanț întreg de blocaj. De-aia, prin legea publică, s-a spus, domnule, întâi trebuie achitate arieratele pentru a debloca sistemul. Da, asta este deja un lucru prea complicat de înțeles pentru actuala conducere a Consiliului Județean Hunedoara. Bine, nu știu că e complicat cât nu servește cauzei. Eu decât? Zic eu, da. Nu? Bine, vă propun să mergem mai departe, vorbim despre revoluția fiscală, pentru că deja produce efecte. Clar. Suntem într-o perioadă în care, ziceam anul trecut, prin decembrie, că se tot, și dumneavoastră mi se vărează venit și ați făcut calcule și eu propuneam luna februarie, în special după 15 februarie, când deja pe fluturaș apare realitatea, apare acea situație concretă. Nu calcule, nu previziuni, nu știu ce. Da, a apărut fluturașul practic lunii februarie pentru banii care trebuiau să fie primiți în luna ianuarie. Adică exact, sigur. Și din păcate nu face nicio plăcere să constat că tot ceea ce atrăgeam atenția la sfârșitul anului trecut se întâmplă acum. Această mutare a contribuțiilor de la angajator spre angajat, de fapt, nu a dus la nimic bun. Ea a fost doar cu un singur scop. Eu n-am înțeles nici acum de ce s-a făcut. Ba da, foarte simplu. Da. PSD-ul a promis creșteri salariale foarte mari bugetarilor. Atât în campania electorală, cât și prin programul de guvernare, prin primul guvern PSD, guvernul Grindeanu. S-a făcut legea salarizării, au crescut și au dat seama că nu pot să tot ce au promis, au împărțit-o până în 2022, dar în 2018, la 1 ianuarie 2018, trebuie să crească cu 25% salariile tuturor bugetarilor. Adică acelor 1.200.000 de bugetari. Aproximativ, da. Ce soluție au găsit ei? Dom'le, mut contribuția de la angajator pe angajat, e o păcăleală, dar la om, în loc să-i crească salariul cu 25%, i-a crescut doar cu 3%. Pentru că 22% s-a dus la stat. Pe hârtie pare că a crescut. El pe hârtie a crescut, dar de fapt netul, că pe om în final interesează câți bani intră pe casă, câți bani duce acasă, au constatat că le-a crescut foarte puțin. Mai mult de atâta, la unii chiar le-a scăzut. Păi am înțeles că la mulți dintre funcționarii din administrația centrală s-a întâmplat povestea asta, la cei cu concediile de maternitate, la persoanele cu handicap, deci sunt câteva categorii care au intrat... Zeci de mii de bugetari care au constatat că salariul lor pe luna ianuarie este mai mic decât cât au luat pe luna decembrie. Când toată lumea dădea garanții în frunte cu Olguța Vasilescu că nu va scădea salariul la nimeni, că totul este, că totul e lapte și miere. Nu, de fapt a fost o mare păcăleală. Din păcate, pentru a acoperi o minciună, ai creat cumva o dezordine în mediul economic. Pentru că nu ai făcut această mutare de contribuții doar la bugetari. S-a produs și în mediul privat.
toate firmele au fost obligate să-și mute contribuțiile, să crească sau să nu crească brutul angajaților. Eu vreau să vă dau un exemplu pe salariul minim pe economie. Tot celebra deja Olguța Vasilescu, ministrul muncii, spunea săptămâna trecută la televizor: domnule, patronii vă fură din bani, trebuie să vă dei 1900 de lei, că e salariul minim. O minciună incredibilă. Este salariul minim brut pe care fiecare a fost obligat și el a crescut. Dar, repet, este salariul minim brut. Omul care este încadrat cu 1900 de lei, de fapt, în mână primește 1164 de lei. De 734 de lei din cei 1900 de lei se duc la stat. Deci, prin acest artificiu, statul ia mai mulți bani. Deci asta e unul dintre interesele, am înțeles. Da, este un interes, pentru că sunt undeva în jur de un milion de oameni pe salariu minim pe economie în România. Haideți să vă spun mai mult de atât. Da. Într-un an de zile, guvernul PSD-ALDE a reușit să distrugă și să trimită în derizoriu toate principiile fiscale care sunt universal valabile în toată lumea. Și ce mă refer? La principiul predictibilității, adică să știi ce impozite plătești pe un anumit termen, să-ți faci un plan. Plăți, de cheltuieli. Mai există predictibilitate în România când s-a modificat codul fiscal de 261 de ori. Într-un an. Într-un an. Nu mai există. Dacă discutăm cu asociațiile întreprinzătorilor, cu camerele de comerț și mai spui cuvântul predictibilitate, toată lumea râde, spune: domnule, ne ridicăm și plecăm. Nu mai există așa ceva în România. Și asta mai mult, mai ales pentru aceste rectificări sau, mă rog, modificări, au fost făcute pentru a corecta situații, cred că, o bună parte din ele. Nu? Haideți să vă spun, știți cum s-a ajuns. Eu dau un exemplu așa mai plastic. PSD-ul a dus economia României ca pe o minge foarte umflată și care se sparge. Se sparge într-un loc și începe să iasă aer din ea, să fie pierdere. Vine, pun un plastor pe ea, petecesc, pușcă în altă parte. Mai pui un plastor acolo, pușcă în altă parte. Tot timpul ei trebuie să corecteze ceva ce, pornind de la niște greșeli fundamentale pe care le-au făcut tot ei. Dar să revenim la principiile fiscalității. Deci de predictibilitate nu mai poate fi vorba, dar ce este cel mai grav, s-a încălcat și s-a distrus principiul echității fiscale. Este un principiu esențial pe care, bun, lumea nu-l știe, că nu toți lucrează, nu toți au preocupări, sigur. Corect. Da. Ce înseamnă echitatea fiscală? Ca un impozit să fie plătit în funcție de venitul pe care îl ai. Astăzi, în România, s-a ajuns în situația în care să fii obligat să plătești impozite mai mari decât ai venitul. Și vreau să dau un exemplu foarte clar. Da, au fost situații în care profesori care erau plătiți cu ora, nefiind titulari, aveau 2 ore, 3 ore pe zi, în funcție de cum își găseau de lucru, în luna februarie, când au primit fluturașul, au avut surpriza nu să primească cei 500 de lei, 400 de lei, cât trebuia să le revine, ci au primit cu minus. Deci ei au mers, au predat 2-3 ore, zi de zi, și au adus bani de acasă. Și au trebuit să ducă bani de acasă. Da, 10 lei, 7 lei, 15 lei. De ce? Pentru că se calculează la 1900 de lei. Deci tu, dacă în cursul unei luni câștigi 500 de lei și ar fi normal să ți se calculează impozitele, contribuțiile la 500 de lei. Mă, atât am câștigat, nu mai mult. Nu, ți se calculează la 1900 de lei. Asta se întâmplă și la cei cu drepturi de autor, sunt în aceeași situație. În aceeași situație sunt, cum sunt ziariștii cu drepturi de autor, când ți se ia, domnule, poate că eu mi-am făcut pe anul 2018 un contract doar de 1000 de lei, că atâta m-a permis piața sau de unde lucrez. Nu, sunt obligat să plătesc contribuții la sănătate la 1900 de lei. Bun, aici vorbim de declarația 600, celebra, nu? Celebra declarația 600, că nici măcar nu-i celebra, au făcut-o ei celebră. Păi este da. O declarație prin care exista, de, care da, exista și... asta, la fel, cum ziceți, și în situația declarației 600, mingea a făcut... Și, da, haideți să vă spun mai mult de atâta. Sunt persoane fizice, profesii liberale, PFA-uri... Dăm exemplu, care adică poți, avocați... Da, mânt, luăm per total. Da. Care poate să câștige într-un an 10 milioane. Vechi sau noi. Și el să plătească tot 1900 de lei. Pe lună. Pe lună. Păi nu mai este echitatea fiscală. Echitatea fiscală este, domnule, dacă câștig un leu, plătesc la un leu, dacă câștig un milion de euro, păi plătesc impozitul aferent la un milion de euro.
Adică la așa realitate, dar la realitate. La ce-am impuit-o, da. S-a distrus acest principiu esențial al impozitării. Bun, nu pot să plătesc decât pe venitul pe care l-am. Teodorovici, am înțeles că a promis că repară povestea, da, eu sunt, până prin aprilie. Haideți să spun, eu sunt foarte curios de ceea ce va repara și ce va face Teodorovici, pentru că l-am urmărit un an de zile, fiind el fiind președintele Comisiei de Buget Finanțe din Senat, ne întâlneam frecvent. Întotdeauna i-a acuzat și pe Viorel Ștefan, când a fost ministru de finanțe, și pe Ionuț Mișa, când a fost ministru de finanțe, că atunci când veneau cu ordonanțe care modificau codul fiscal, nu veneau ei în Comisia de Buget Finanțe. Ca să vorbim de ministru de finanțe foști, anterior, din guvernul Grindeanu și PSD 2 și Mihai Tudose. Da. Da? Nu veneau ei ca să susțină acele modificări. Și pe bună dreptate, când modifici codul fiscal sau când modifici legi economice care afectează pe foarte multă lume, ministrul de resort trebuie să vină în comisie să susțină acele modificări. Marți, săptămâna trecută, deci practic aproape cu o săptămână în urmă, am avut discuție în Comisia de Buget Finanțe pe ordonanța 25, cea care mărea accizele la carburanți, și pe ordonanța 79, cea care prevedea mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat. Eu vă pun eu acum o întrebare. Credeți că ministrul Teodorovici a venit în comisie să susțină? Deci același obicei. Exact același obicei. Ceea ce el clama cu o lună, cu două luni în urmă, după ce a ajuns, ministrul face la fel ca ceilalți. Da. Eu l-am ascultat pe domnul Teodorovici legat de declarația 600, că spuneați cu ea. Spunea, domnule, o să renunțăm la ea, o să găsim o soluție. De fapt, ce se va întâmpla? O să vedeți. O să iei toate celelalte declarații pe care trebuie să le depună persoanele fizice, le comasează toate într-o singură declarație și o să spună, domnule, am redus de la, nu știu, 5-6 declarații, am făcut una singură, uitând să spun un lucru esențial. Declarația 600 în urmă cu 2 ani de zile avea 2 pagini, pentru că se completa doar pentru contribuția la pensii. Obligând să se plătească și contribuția la sănătate, de la 2 pagini a devenit la 4 pagini astăzi. O să vedeți că declarația 600, dacă va rămâne sub forma declarația 600, o să aibă, comasându-se cu toate celelalte declarații, poate 20 de pagini. Iar este o minciună, o prostie. Adică omul, când trebuie să-și declare, nu-i va fi mai simplu. Până acum, cele 20 de pagini au împărțit în 5 declarații. Da? Și o pun pariu cu dumneavoastră aici în fața telespectatorilor, că asta se va întâmpla. Va apărea o declarație, PSD-ul să vă lăuda, uite, domne, că am simplificat, că din 5 declarații a făcut una, uitând să spună că cea una, de fapt, este toate celelalte adunate la un loc. Da, umplată decât toate. Bineînțeles. În general, când există, să zic eu, relație contractuale între stat și anumite firme care exploatează, să zic eu, bogățiile subsolului, da, sau... Sunt acele redevențe. Așa, redevențe. Păi am citit acum, chiar citesc o carte prin care, mă rog, se tot vorbește despre paradisuri fiscale, despre țările care sunt sărace, bogate în zăcăminte, da? În care redevențele ajung la 60% ia statul. Păi când la noi am înțeles că e vorba de câteva procente, nu? Haideți să spun, ca sumă. Anul trecut s-au încasat din redevențe undeva în jur de 300 de milioane de lei noi. O nebunie. Deci sub 100 de milioane de euro. Exact. Mai mult de atâta, noi am avut chiar un proiect de lege care s-a discutat săptămâna trecută în Comisia de Buget Finanțe, noi, Partidul Național Liberal, și eu am fost semnatar acestui proiect, prin care spuneam, domnule, nu este normal ca redevențele pe exploatări, de exemplu de cărbune, cum e cazul nostru, că nu avem mine, să se ducă totul în bugetul de stat. Pentru că asta, așa se face. Redevența aia mică cât este, dar este ceva, se duce la bugetul de stat, deci tot la București, și fac ei ce vor cu banii de acolo. Da. Și noi am făcut un proiect de lege pe care spuneam, nu, domnule, 80% din redevență să rămână autorităților locale, Consiliului Județean și unităților UAT-urilor unde sunt acele exploatări. Și de ce este corect să fie așa? Drumurile se strică. Multe, da, corect. De acele, pe teritoriul acelei localități. Natura este distrusă pe teritoriul acestor localități. Cetățenii suportă poluare, tot ce este de acolo. Păi nu este normal ca redevența pe acel zăcăminte să fie folosită tot de către tot în folosul oamenilor de acolo. De ce redevența care se plătește pe cărbune din Valea Jiului să fie folosită de Firea și de Dragnea la București sau la Teleorman?
Clar. Este normal să fie folosit în județul Hunedoara, de Bobola la Consiliul Județean, că e PSD și face parte din același partid cu ei, pentru dezvoltarea județului, pentru ecologizarea zonei Valea Jiului, pentru dezvoltarea Văii Jiului. Da, întrebați-mă. Luptă cu surzii, întrebați-mă. A votat PSD-ul așa ceva? Nu, a votat împotrivă. Nu, ne trebuie banii la București, la centru. Asta înțeleg ei, descentralizare, folosirea banilor în folosul omului care lucrează. Păi minerul ăla intră zi de zi să scoată cărbunele din subteran. Mor în fiecare an oameni acolo. Și redevența se duce la București ca să huzurească cei de la capitală. Bun, haideți să ne rămânem în zona județului și mai exact a municipiului Deva. Mă rog, în legătură cu primăria din Deva, războiul este în toi, s-a reaprins între viceprimarul Răzvan Mare și primarul Florin Oancea. Ieri au fost așa o zi plină de conferințe de presă, PSRO, ALDE și răspunsul a fost după aceea la final la primarului Florin Oancea. Printre altele, la prima conferință de presă a fost pomenit și domnul Mare și domnul viceprimar. Mă rog, așteaptă un răspuns de la dumneavoastră să dați numele și prenumele celor 30% din lichelele care sunt angajate în primăria Deva. Așa s-a exprimat. Da, bun. Acum, din partea domnului Mareș, din păcate, spun, nu pot să mai am prea multe așteptări, că pe zi ce trece dovedește că ceea ce credeam și personal și profesional despre el este departe de adevăr și prin tot ceea ce face se confirmă că nu este omul care potrivit la locul potrivit. Deci locul nu este în primărie, poate este cu totul și cu totul în altă parte. La ceea ce, eu zâmbesc un pic, la ceea ce face referire dânsul, nu am spus de 30%, am spus de 20% și vreau să spun în ce context a fost numit. Știți prea bine, 12 ani am condus una din cele mai importante și cele mai de forță instituții ale statului român. Direcțiile de finanțe județene și pe aceea regionale. Ultimii 4 ani aveam la direcția regională aproximativ 2300 de oameni. Și am spus într-o emisiune televizată un lucru pe care îl spun și astăzi și mă uit în ochii funcționarilor care lucrează și care trebuie să-mi dea dreptate pentru că știu că eu nu mint și spun corect ceea ce spun. În orice instituție, eu asta am spus, în orice instituție sunt 50% oameni foarte buni, oameni onești, oameni dedicați carierei lor. Sunt 30% oameni mediocri care își fac treaba binișor și care trebuie să-i găsești un loc exact unde să-i se potrivească, neputând să ai pretenții foarte mari de la ei. Și sunt 20% lichele, slab pregătiți, veniți numai pe pile și care fac de rușine instituția în care lucrează. Și îi dădeam un sfat domnului Florin Oancea să identifice pe cei 20% lichele cu ghilimele de legoare sau funcționari incapabili sau funcționari care sau oameni care nu și-au loc în sistemul public și care trebuie să plece de acolo și de ei trebuie să scape primăria pentru a degreva o cheltuială inutilă cu oameni care au intrat de fapt pe ușa din dos în primăria Deva sau, repet, este valabil pentru orice altă instituție. Foarte clar. Și eu mi-asum ceea ce spun și să vină oricine, orice director care conduce o instituție publică mai mică sau mai mare, să vină să mă contrazică, să-mi spună că nu e așa. Nu, e clar că... Și de aici a apărut varianta domnului Mareș. Eu nu pot să-i fac o listă cu cei 20% din primărie, că lista ar trebui să înceapă cu cei pe care i-a adus domnul Mareș probabil în primărie. Și poate că nu toți sunt foarte buni. Poate că nu sunt foarte buni cei care i-a adus domnul Mărginean. Poate nu sunt foarte buni și o parte din cei care i-a adus, nu știu, Mircea. Sau Ovidiu Moș, pentru că... Sau Ovidiu Moș, sau oricare altul. Adică 2017 s-au angajat la primărie aproximativ 40-50 de cetățeni, pensionari din armată și din poliție, da? Din cei care au rămas asta cu pensii frumoase, bogate, s-au mai angajat și la primărie. Asta adică este iarăși o altă... Nici nu înțeleg cu ce rol, până la urmă. Asta este o altă prostie a PSD-ului. Ai scos la o vârstă relativ frumoasă în pensie, din anumite motive. Și este ok. S-a desființat o unitate militară, o unitate a poliției. Bun, omul, legea îi permite, este în regulă. Nu-i mai permite să lucreze la stat. Poate să meargă în privat. Să lucreze în privat, da, să câștige corect. Cât vrea, că este bine. Și sunt și acolo, sunt oameni foarte buni, din cei care s-au pensionat de tineri.
lucreze în privat, nu-l lua să lucreze tot la stat. Dă șansă la stat. Statul, ca să funcționeze bine, trebuie să aibă în primul și în primul rând un corp de funcționari publici bine pregătiți și dedicați meseriei lor. Oameni care trebuie să înțeleagă că lucrează pe niște salarii mai mici decât în mediul privat, dar care au o stabilitate mare în muncă, că nu există riscul să fie dat în șomaj sau ceva, cu instituție publică își păstrează stabilitatea. Și ei sunt cei care sunt interfața statului cu cetățeanul. Dar acel funcționar public trebuie să fie așa cum trebuie să fie un funcționar public. Dedicat muncii lui, să se pregătească continuu, să aibă o atitudine civilizată și corectă față de contribuabil, față de omul de rând care merge la el pentru o anumită problemă să o rezolve, și atunci, într-adevăr, putem să spunem că statul devine eficient, că o primărie devine eficientă, că un consiliu județean devine eficient, că o direcție, că e de finanțe, că e de pensii, că e de muncă, devine eficientă. Dar atâta timp cât există și în direcția de finanțe mai există în continuare oameni slab pregătiți, oameni care se duc și creează mari probleme celor pe care îi controlează. Mai există peste tot oameni care stau la ghișeu și care, în loc să fie zâmbitor, să fie serviabil pentru omul care vine acolo, se comportă parcă l-ar deranja. Păi ăștia trebuie să plece din sistemul public. Și domnul Mariș, după un an jumate de administrație publică, ar trebui să spună, da, domne, există situația asta și oamenii ăștia nu și-au loc acolo. Bun, în noua organigramă, care am înțeles că va fi propusă spre vot în Consiliul Local de aici de la Deva, în 28 februarie, din anunțul primarului, se ține cont de ceea ce spuneți dumneavoastră, în sensul că în noua organigramă s-au redus numărul de posturi cu am 150 din 700. Da, și eu sper ca primarul, alături de viceprimari, alături de directorii, de secretari a primăriei, să facă într-adevăr acea curățenie în rândul funcționarilor din primărie, și eu sunt convins că Florin Oancea asta își dorește, sper să și reușească să aibă susținere suficientă în rândul și a consilierilor locali și așa a aparatului primăriei, ca într-adevăr funcționarii buni, corecți, cinstiți să rămână acolo, să fie plătiți bine, iar cei care au alte gânduri, au alte apucături, nu înțeleg că ei sunt puși acolo în slujba cetățenilor, să plece. Bun, sigur, sprijinul viceprimarilor, a consilierilor locali, eu o văd destul de, în momentul ăsta, instabil acest sprijin, în sensul că tocmai ieri după prima conferință de presă, unde am primit așa mici sugestii, la ora 13:30 am fost la ALDE, la sediu ALDE, unde s-a anunțat oficial logodna dintre ALDE și PSRO. Adică PSRO fiind, încă, că am înțeles că se va dizolva, partidul din care face parte și viceprimarul Mareș. Ori, declarațiile nu prea sunt de armonie, ci de luptă. Haideți să vă spun. Da. Declarațiile politice sunt una, faptele trebuie să fie altele. Eu, în continuare, am încredere mare în domnul Moloț, chiar dacă astăzi este într-un alt partid, nu mai face parte din Partidul Național Liberal, dar un om care are o experiență mare în administrație publică, care a condus județul Hunedoara cu rezultate bune. A fost chiar și viceprimar, după spus. A fost și viceprimar. A fost a fost un mandat viceprimar al municipiului de 2000-2004. Culme că unii angajați de astăzi au mai fost și atunci, și pe vremea lui. Eu refuz să cred, sau ar fi altfel, ar fi pentru mine o mare dezamăgire dacă domnul președinte Moloț ar dispune consilierul local ALDE să voteze împotriva unor proiecte de hotărâri ale primarului Florin Oancea, hotărâri care sunt date în bine, spre binele locuitorilor Devei, doar pentru a-l sprijini pe Mareș, cu care astăzi au făcut, vorba dânsului, o logodnă. Eu refuz să cred că domnul Moloz va putea să facă așa ceva. Eu în continuare cred în dumnealui și cred că atunci când proiectele sunt bune pentru Deveni, și eu sunt convins că toate proiectele pe care le inițiază domnul Oancea sunt doar în folosul Devenilor, vor fi votate și de către consilierii ALDE. Bun, acum, altfel aș fi foarte dezamăgit. Când se va difuza emisiunea noastră, deja lucrurile au avut curs, o să discutăm probabil în altă emisiune despre
ce se întâmplă. Eu, în momentul când înregistrăm, deci nu a avut loc încă ședința de Consiliu Local, noi înregistrăm vineri dimineața, ședința fiind după masă, vine după masă. Eu încă, din ce am dedus din declarațiile de ieri, celor de la PSR și ALDE, vor fi clar câteva puncte pe ordinea de zi care nu vor fi votate. Clar. O să vedem în primul și în primul rând dacă bugetul DEVE va fi votat. Ca asta, să poți să începi să faci curățenie în DEVA, să faci proiecte pentru DEVA, să începi să repar drumurile, să aloci bani, pentru că știu că pe bugetul DEVE sunt alocate vreo 4 miliarde de lei pentru reparații în spitalul municipal din DEVA. Da, 400 de mii de lei. 400 de mii de lei. Nu pentru se investiții pot, în aparate, investiții, da, în tehnică. Nu se pot face decât prin aprobarea acestui buget. Eu sunt curios să văd ce consilieri locali și de la ce partid nu vor vota un buget, din punctul meu de vedere, corect și în folosul devenilor. Eu vreau să vă dau un exemplu. Noi, Partidul Național Liberal, ca partid de opoziție, miercuri, noi înregistrăm emisiunea vineri și peste, cred că în timp ce noi înregistrăm emisiunea, deja a început ședința de Consiliu Județean, am luat decizia de a da posibilitatea fiecărui consilier județean, dacă dorește, să voteze bugetul Consiliului Județean. Pentru că eu nu vreau să fac opoziție în Consiliul Județean doar de dragul de a face opoziție. Tot ce spune PSD-ul, da, eu să spun nu, tot ce spun ei nu, eu să spun da. Nu este normal așa ceva. Consilierii județeni reprezintă diverse zone ale județului. Sunt din diverse zone. Dacă zona de unde vin ei are proiecte în derulare pe actualul buget al Consiliului Județean, mie mi se pare normal ca acel consilier județean să voteze bugetul. Dacă un alt consilier județean, pe zona de unde vine el, crede că nu sunt satisfăcute nevoile zonei de reparații de drumuri, de investiții, de dezvoltare, să voteze împotrivă și să spune de ce votează împotrivă. Dar nu vom vota împotrivă doar de dragul de a vota împotrivă, că noi suntem PNL, ei sunt PSD. Eu vreau să depășim o asemenea concepție, un asemenea mod de a face politică. Lucrurile bune promovate de orice partid trebuie să fie susținute, lucrurile grele, lucrurile greșite și erorile care se fac trebuie să fie atenționate și luptate împotriva lor. Bun, nu este aceeași situație ca și în Consiliul Local, pentru că, mă rog, la Consiliul Județean sunt lupte, să zic eu, venind din partea dumneavoastră, per play politice, dar la Consiliul Local deja lucrurile sunt teribil de tensionate și, mă rog, se pare că sunt chiar așa, cu lovituri cu efecte. Domnul Goian, da. Lupta politică este una, lupta electorală este una, administrația publică este altceva. Asta în situația se încheie o campanie electorală, cineva câștigă, cineva pierde. Mai departe, dacă oamenii care se ajung acolo sunt oameni responsabili, toți pun mână de la mână și minte lângă minte pentru a găsi cele mai bune soluții pentru comunitatea respectivă. Putem face un pariu. Noi suntem înainte de ședință de Consiliul Local. Eu susțin că vor fi puncte respinse, puncte, mă rog, puncte respinse. Dumneavoastră? Haideți să vă spun. Pariu, cum îl puneți dumneavoastră, nu-l pot susține pentru că nu știu ordinea de zi a Consiliului Local. Constituie inițiativele. Pe mine mă interesează un singur lucru. Mă interesează un singur lucru la ședința de la ora 16 de vineri, 16 februarie, de la ora 16 e chestia aceeași. Oră, ca bugetul municipiului DEVA să fie votat. Și aici țin pariu cu oricine că bugetul DEVA va fi votat. Nu, Lina. Nu, aici la buget, într-adevăr, cred că aveți dreptate, dar, mă rog, sunt alte lucruri care, mă rog, prezintă... Nu le știu, dacă am avea lista în față și am putea să discutăm pe fiecare punct în parte, da, dar, repet, esența acestei ședințe sau punctul cel mai important este aprobarea bugetului, ca să se poată demara toate proiectele care vor să facă pe 2018. Și eu zic că nu se poate ca din 21 de consilieri locali să nu existe 11 consilieri responsabili care să voteze bugetul. Bun, suntem în ultimele minute ale emisiunii. La Hunedoara au avut loc propuneri, excluderi și propuneri de excludere. Acum am înțeles că lucrurile se rezolvă și se reglează la județ, da?
da, la organizația județeană. Sunt, da. Haideți să spun, haideți, mai bine să discutăm la cadrul general. Da. Peste tot, în orice organizație locală, la un moment dat, biroul politic local al partidului poate să iei decizia ca un membru, indiferent de ce funcție și de ce poziție are, să fie exclus din organizație. Nu e un lucru normal și natural. În funcție de poziția pe care o are în partid acel membru, deciziile se iau la nivelul organizației sau la nivelul biroului politic județean sau la nivelul comitetului director județean. Nu știu, un consilier local, de exemplu, propune organizația locală, validează propunerea biroului județean, un consilier județean este propus de organizația locală, dar validează comitetul director județean, dar și după aceste validări, să zicem de excluderi, fiecare membru PNL are dreptul la o contestație, care este judecată în funcție, iarăși, de poziția pe care o ai de către Comisia de Onoare și de Arbitraj la nivel județean sau Comisia de Onoare și Arbitraj la nivel național. Și de acolo, dacă ești nemulțumit de decizia pe care l-ai luat-o, nu te oprești nimeni să nu te duci în instanță. Deci sunt niște pași pe care orice membru al Partidului Național Liberal, într-un partid, cum considerăm noi că este democratic, poate să-i parcurgă. Din păcate, până acum, nu a fost membru care să fie exclus și care să fie exclus pe nedrept. Că nu au fost puse toate elementele, că poate câteodată s-a greșit cât un articol de legi de încadrare sau ceva. Dar nu am întâlnit, cel puțin într-un an de zile de când conduc eu filiala județeană a Partidului Național Liberal, ca să fie cumva abuzuri sau lucruri subiective la nivelul organizațiilor locale. Și haideți să spun, discutăm de Hunedoara. Nu știu ce decizie va lua biroul politic județean, dar știu că procesul verbal al ședinței din biroul politic municipal Hunedoara a fost 15 voturi din 15. Adică unanimitate. N-a fost o abținere, n-a fost un vot împotrivă și voturile sunt secrete. Pentru că așa prevede statutul. Cum la fel, votul este secret și în biroul județean. Eu nu-mi doresc excluderi. Întotdeauna m-am pronunțat împotriva oricărei excluderi din Partidul Național Liberal, pentru că știu cât de greu mai acceptă oamenii să facă politică și atunci pe cei pe care avem și care sunt implicați, cumva, noi să-i dăm afară. Dar nu putem să acceptăm oameni care ocupă anumite funcții să demigreze partidul, să aibă agende personale, să nu-și plătească cotizațiile, să nu-și facă, practic, sarcine pe care le are de la partid. Nici asta nu se mai poate face, nu se poate accepta. Dacă nu s-ar regla lucrurile, din disciplina ar domina. Bineînțeles, organizațiile. Disciplina duce inevitabil la haos și la... Deci, într-un fel, firesc să se regleze situațiile care nu corespund cu statutul. Chiar dacă, ca principiu, nu ni le dorim. Clar, dar aici trebuie să avem grijă ca și pe viitor, când facem liste de consilieri locali, liste de consilieri județeni, când promovăm oameni în diverse funcții, miniștri, secretari de stat, președinte, funcții numite, să alegem cu discernământ, cu obiectivitate, cu transparență și să găsim pe cei mai buni. Și în felul acesta evităm situații de genul ăsta. Și odată, dar se poate să și recâștigă încrederea credibilitatea oamenilor, cetățenilor, politică, exact. Și în politicieni, că până la urmă, sigur că mulți nu merg la vot din cauza că nu prea le convine ce văd pe liste. Și haideți să vă dau cumva așa în premieră. Am propus conducerii partidului și sunt șanse mari ca să fie aprobată, ca pe lângă această carte neagră care a guvernării, la care ne adresăm strict pe fiecare cap, pe fiecare minister în parte, luăm și îl disecăm și spunem ce s-a realizat, ce nu s-a realizat, să scoatem cumva o carte neagră a angajărilor în acest an de guvernare. Să vedeți câte soții, copii, frați, fiini, nepoți au fost angajați în sistemul public de către PSD. Vă înfiorați. Nepotism, adică. Da. Nepotism. Domnule deputat, mulțumesc tare mult pentru ora în care am petrecut-o împreună, pentru informații, succes în ceea ce faceți. Lupta nu e chiar egală, da? Pentru că asta e opoziție putere. Da, e important să fiți vocal și să lumea să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Și să venim cu lucruri concrete și clare, să explicăm oamenilor ce este bine și cum vedem noi că trebuie să fie făcute lucrurile. Foarte clar. Succes. Mai departe. Mulțumesc frumos. La revedere. Dragi fete, mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă doresc o după masă frumoasă și vă invit să rămâneți pe Capital TV. Numai bine. La revedere.